Hristos, dacă fratele meu Oni a început cu un psalm, să citesc și eu ceva din psalmul 46. Și psalmul 46, începând cu versetul 7. Câteva versete mai sunt până la 11, că n-are mai multe apoi. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului. Pustiirile pe care le-a făcut el pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă! Și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste pământ, peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Glorie lui! Amin. Amin. Frați și surori, și toți câți vă găsiți prezenți prin intermediul acesta, nu uitați, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Ce leagă acest verset de ne pune pe Iacob înainte? Iacob era străin, într-o țară străină. Și noi suntem la fel, afară de cei care mă aud din România. Iacob purta o groază, groaza morții. În fiecare moment, el ar fi putut fi omorât de fratele său Esau. Pentru aceea, el a trebuit să fugă. Mulți din cei care azi în diaspora au fugit de aceeași frică, fiindcă un Esau îi urmărea. Unul Esau din vremurile trecute și nu departe, nu le plăcea de cei care purtau harisma Duhului Sfânt și propovăduiau numele lui Hristos. Și ei au fugit. Mulți au fost bătuți, au fost chinuiți, au făcut pușcării și alții când au scăpat de acolo, ca și Iacob, au luat-o la fugă. Iacob a muncit pentru socrul lui. Dar socrul lui de 10 ori i-a diminuat sâmbria. Măi, cum se mai potrivește psalmul ăsta cu mulți din ăștia care ascultați acum? Eu aveam un salariu bun lucrând ca maestru la monumente istorice.
Dar după ce m-am mutat de acolo în altă parte, Esau ne-a coborât salariul la 600 pe lună. Și aveam 8 copii. Și socra, și nevasta, și eu. Dar cu toate acestea, să vă spun un amănunt. În fiecare lună, cât puteam, trimiteam la mama să-i răsplătesc pentru ostenelile părintești. Și pentru asta Dumnezeu m-a binecuvântat tot restul vieții. Nu uitați, sunteți departe de părinți unii, dar nu uitați din munca voastră, din ce puteți, lună de lună, îndreptați-vă ochii și mâna și mângăiați prin aceasta pe părinții voștri, pe bunicii voștri, sau rude de aproape care sunt în nevoi și necazuri. Dumnezeul lui Iacov a fost acela care în momentul când socrul s-a fugit să-l ajungă, noaptea în vis i s-a arătat și i-a spus să nu pui mâna pe Iacov. El avea plan să prăpădească pe Iacov, că a plecat pe ascuns. Și zicea el, mi-ai furat averile, dar Iacov a lucrat drept. El a făcut un contract și a spus, uite-te cum te slujesc eu de acum. Toate oile care vor făta mniei balțați să fie mniei. Și toți mniei care vor fi albi să fie a tăi. Ce s-a gândit Laban? N-am văzut până acum oi cu pete negre sau alte pete maro pe lâna lor. Bine, ai scălit contractul, dar un înger a Domnului l-a sfătuit pe Iacov într-un vis. Măi, e niște nuiele de salcă și curăță-le prima coje, așa să se vadă într-un loc coaja ei normală, într-unul numai un pic de coaja alta, în loc numai alb, pune-le în adăpători. Și oaia când își bagă botul să bea apă, cum lovește apa, apa va face tot cercuri. Și el, oaia, va vedea numai pete în apă. Fiind în călduri, va zămizli miei, mirată de ce a văzut, că n-a mai văzut așa ceva în apă, și se va întipări în făt și va naște miei bălțați. În câțiva ani, turma lui Iacov era de câteva ori mai mare ca lui socrul său. Dar n-a avut ce face, că era contractul iscălit. Vedeți de ce ne spune? Că Dumnezeul lui Iacov e un turn de scăpare pentru noi. Apoi, când l-a urmărit, Domnul l-a ocrotit și zice Laban, eu am pornit să-ți fac rău, dar Dumnezeu m-a oprit să nu mă ating de tine. Mare lucru e ăsta. De atâtea ori în prigoniri, cei ce prigoneau pe sfinți erau anunțați de Dumnezeu ca să nu le facă rău,
că Dumnezeul lui Iacob era un turn de scăpare. Glorie Domnului! Apoi, acest cuvânt minunat, uitați-vă și recitiți versetul 10. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dragii mei, pocăiți noștri, penticostali în general și toți, mai auzau lucrări ale Duhului Sfânt să facă așa, să facă așa, să se pocăiască, să... Na! Dar n-aveau vreme. Zic odată către o familie, mă, niciunul n-ați venit la adunare. Dar ei n-am venit. Mai putea să-mi spui sincer, de ce n-ai venit? Păi, nu, n-am venit. Dacă n-ai venit, am văzut. Dar de ce n-ai venit să-mi spui? Avea vreo 6 copii. Apoi, o fost meci de fotbal cu tare și cu cutare și am stat să vedem meciul. Vai, Doamne, iartă-mă! Dar joi de ce n-ai venit? Apoi joi am fost la lucru. O marți de ce n-ai venit? Păi am fost la lucru. Și acum duminica n-ai fost la lucru. Și ai stat să buzgui ochii la meci de fotbal. Mă, păcătos mai ești tu, mă. Dar cu încetul, cu încetul, a ajuns de nu mai prevenea la adunare nici unul din casa aia. Vedeți, dragii mei, oamenii când au lucru, au lucru. Când au lucru, își fac de lucru. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu spune, opriți-vă. Voi care nu mai gătați lucru, opriți-vă. Și dacă n-ați vrut să vă opriți, uite-te cum a venit vremea, e să închid fabrici, să închid șantiere, nu mai poți merge la lucru, te oprește Dumnezeu. Dar dacă te oprește Dumnezeu, măcar acum tu asculți glasul lui Dumnezeu. Tu ce citești? Tu la ce te uiți? Că prin statul de vorbă cu cineva care a venit la o mărturisire și el spune că e tare afectat de pornografie și nu se poate despărți. Când deschide calculatorul drept acolo, îi apare câte ceva și continuă pe linia aia. Deci spurcă mintea. Dar la urmă zic, mă, Dumnezeu acum și adunările s-au închis și din făbri s-au închis și trebuie să stăm în căsele noastre. Acum ai timp de rugăciune. Dar știi ce spun, frate? Ce, mă? Am citit o știre că de când s-au închis bisericile, numărul celor care stau zi și noapte la pornografie s-a mărit cu 65%. Mă, dar opriți-vă, mă! Opriți-vă! Nu vă lăsați păcăliți de Satan. Vorbește, Domnule, vorbește, Domnule. Bărbați, femei, tineri, copii, feriți-vă de planul mârșav care vă îndreaptă gândul, inima, mintea și vă duce departe spre locul întunecat al iadului. Aveți grijă,
Dumnezeul nostru cel preasfânt ne spune astăzi acest cuvânt: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Până acum oamenii n-au crezut. Dar uite ce a făcut. Uitați-vă la pustiirile care le-a făcut el până aici pe pământ. Și uitați-vă ce pustiire face el acum pe pământ. Cum face ca toți bancherii să-și pună munca și să-și pună ce a adunat ei în alt scop. Să diminuează fondurile. Uitați-vă cum nu mai pot aduna de niciunde bani. Uitați-vă cum se pustiește lumea. Pe vremuri, oamenii lupta cu arcul, lupta cu săjata, lupta cu tunul, cu tancul, cu avioane. Acum nici avioane n-au drept să zboare. Vedeți? Opriți-vă! Dumnezeu a venit în ajutorul celor sinceri. Și acum ăia trebuie să stea, să asculte predici, să se roage, să postească, că nu merg la lucru, acum pot posti. Doamne, pregătește-ne pentru ziua cea mare, amin, care vine în curând. Amin. Amin. Glorie Domnului! Amin. De atâtea ori în sărbători ca astea, oamenii făceau petreceri, s-adunau sute la un loc, chiuiau, beau, jucau, sâmbetau. Iată că le-au pus capăt. Mare-i Dumnezeu! Slavă Lui! Vă mai amintiți și vă spun și acum, sâmbătă a fost săptămâna, mă sună un frate din București, Manu Stan. Frate Hozan, ți-aduci aminte de prorocia aia când ai fost la noi? Pă când o fi fost aia, mă? Pă să-ți văd 2-3 ani de atunci. Nu știu. Nu știu. Ei, stai, zice că dau telefon la Ion. Ion e cumnatul lui, îl ține tot minte ca computerul. Dar unde e Ion? În Spania, s-a dus la sorul sa și l-a prins vremea slabă pe acolo. Nu poate veni. Îi dă telefon, face triplu legătura și întreabă pe Ion, mă, când a fost prorocia aia prin fratele Hozan? Mă, aia a fost când a venit, a făcut o injecție la un ochi. Opa, dau telefon la Persi, dar când a fost aia oare? Păi atunci a dat examenul fata mea Georgiana la facultate în 2013, în luna iulie. Am găsit și data. Dar Ioane, ce mai ții tu minte din prorocia aia? Nu știu multe, dar ceva știu. Prorocia aia a fost așa: să vă bucurați de harul care vă este dat acum, că scurtă-i vremea și o ceață mare va acoperi pământul, un întuneric mare, de la un capăt la altul, de la o margine la alta a pământului. Și după aceea, nu vă veți mai putea bucura ca acum. Doamne Iisuse, cum a venit asta de la un capăt a pământului până la cealalt, peste tot această mare
epidemie a ajuns să cuprindă pământul. Iată-ne deci ajunși. El a sfârmat și carele de război. America era gata de luptă. Irakul era gata de luptă. Rusia era gata de luptă. Apoi, ce să mai spun de arabii din prin Siria și așa? Toți erau gata de luptă. Uite cum le-au sfărâmat. I-au pus pe toți pe butuci. Măi, acum stau cu minți că încep să le moară capitanii. Încep să le moară oamenii mari la care nu s-au gândit. Ne-am rugat zilele trecute și pentru Marea Doamna premierului nostru de aici. Și ea era cuprinsă de virusul ăsta. Doamne, ce drept e cuvântul ăsta! Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Amin. Eu stăpânesc printre neamuri, peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Dumnezeul nostru glorie Domnului face nostru. Ce vrea. Mărire lui. Ca lui lumea, a lui oameni, a lui pământul. Și el n-a trebuit să pună în mișcare unități militare. A pus în mișcare ce nu se vede. Un microb, măi, care e așa de mic, că nu-l poți vedea, nu-l poți pipăi, atât ai de mic. Și pe toți i-a pus la disciplină. Vedeți? Păcat că mulți, chiar din frații noștri, nu ascultă. Cuvântul autorităților de acum s-a îndreptat spre cuvântul Leviticului, care spunea, când e vorba de o boală, cum era atunci lepra, să-ți acoperi barba, să porți mască, să stai deoparte, de la distanță să vorbești, și dacă vezi că cineva se apropie de tine, să strigi tu tare, necurat, necurat, ca să nu se îmbolnăvească alții. Oamenii de atunci erau sub lege și păstra legea. Oamenii de azi nu au o lege. Dar uite-te că a venit legea Leviticului, până și președintele Iohannes l-am auzit, când demna pe oameni să asculte, să nu dea mâna unul cu altul, să stea distanță unul de altul, că nu știi cine poartă virusul și să nu se îmbolnăvească mai mult. Chipul nu mai răzbesc în spitale, nu mai au unde să-i cantoneze. Și e o minune, e un circ mare. Cineva întreabă, dar de la Dumnezeu vine asta? Eu n-aș putea spune că vine de la Dumnezeu, dar spun cu siguranță că nu se întâmplă nimic fără ca Dumnezeu să nu aibă control, să nu Mărire, știe. Doamne. Așa că, chiar dacă diavolul l-a pus la cale, Dumnezeu a îngăduit. Dumnezeu a îngăduit ca toți cât striga, nu-i Dumnezeu, nu ne trebuie Biblie, a să respecte legi biblice, a să se gândească la Dumnezeu, ba unii din președinți chiar să se pocăiască și după ei multă lume să se pocăiască, facă Dumnezeu ca toți președinții tuturor țărilor să-și vină în fire, să se întoarcă la Dumnezeu,
că atunci când ne înturnăm cu fața spre Dumnezeu, ne luminăm de bucurie. Amin. Și nu să mai umple fața Amin. De tine. Mărească-se numele Glorie Domnului. Glorie Domnului. E o minunăție ca noi să ne putem încă bucura în Domnul și pe calea aceasta. Slăvească-se numele Domnului. Scumpii mei, trebuie să știi că noi am făcut un contract, nu cu moartea, cu Dumnezeu. Am întâlnit și pe unul care zice că el vrea să meargă în iad. Zice, mă, apă acolo o să avem distracție câte vrem noi. Beutură, femei și, mă, nu te înșela, diavolul te înșala mar. Acolo nu ai tu de beut nimic. Adă-ți aminte de pilda bogatului din Luca, cum acel bogat dorea un strop de apă și nu avea. Nu țuică și ce crezi tu că-i avea acolo. Acolo nu vei avea ocazia să faci desfrânări de-a tale. Acolo un foc arde veșnic și focul acela e un foc inteligent. Ăla nu arde să te facă cenușe. Ăla când crezi că o găta de ars, te reface iară și iară arde. Așa că arde în vecii vecilor. Nu se mai gata. Chinul nu se gata. Acolo-i mare bai. Fii foarte atent. Mai bine îndreaptă-ți gândul spre Dumnezeu și rogă-L să-ți dea pricepere, să ajungi Amin. În rai. Amin. Ca pe un rai de plină fericire. În rai, acolo sunt sfinții care n-au băut, măi. Acolo sunt sfinții care n-au desfrânat. Acolo sunt cei care n-au înșelat. Acolo sunt cei care n-au mințit. Acolo sunt cei care n-au făcut acte false. Să înșale statul, să înșale pe aproapele, să-și înșale muncitorii. Nu! Acolo sunt cei neprihăniți și drepți. Glorie Domnului! Mărire Lui! Amin! De aceea, opriți-vă măcar acum din toate afacerile murdare ale vieții voastre. Iubiți ascultători, e vremea când să ne îndreptăm spre Dumnezeu din toată puterea noastră. Gândul, cugetul nostru. Și așa cum zice porunca întâi din Decalog, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Chipui tot ce ești să fii numai iubire, o plămădeală de iubire minunată, a cărei drojdie ca să crească mai bine, e Iisus. Mărească-i să numele. Slavă Domnului! Și în felul acesta, zicea Iisus, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o femeie care a luat 3 măsuri de făină și apoi a pus în ea aluatul și a dospit până a umplut postava, covata, lidianul, ce faci tu? Ca pildă. Dar era vorba de împărăția lui Dumnezeu. Era vorba de Iisus Hristos. Că în Luca capitolul 8 spune sămânătorul. Cine e ăla? Iisus Hristos. Sămânătorul a ieșit să-și samine sămânța.
El n-a semănat o mie de grăvunță, nici 10, măcar nici 5. El a ieșit să-și seamene sămânța lui. Și oricine-i semănat cu Hristos, va iubi pe Hristos. Amin. Oricine-i semănat cu Hristos, va umbla după lucrurile lui Hristos. Amin. Oricine-i semănat cu Hristos, va iubi pe Dumnezeu. Amin. Oricine-i semănat cu Hristos, va iubi pe aproapele său. Amin. Și dacă aleluia. Și dacă locărește, și dacă îi dă o palmă, el tot va iubi și pe vrăjmașul său. Dragii mei, tu poate te rogi pentru multe lucruri, că în special în neamul nostru românesc e implementată bine cerșitoria asta în fața lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne, copilul meu, Doamne, fata mea. Apoi ne rugăm să dea Dumnezeu o naștere bună, apoi ne rugăm să crească copilul frumos, cu minte, să aibă toate facultățile. Ei, apoi ne rugăm să învețe la școală, Doamne. Apoi ne rugăm să ia examen, apoi ne rugăm să se mărite fata, apoi ne rugăm să se însoare băiatul, apoi ne rugăm să le dea parteneri buni, credincioși. Mă, dar nu mai gătăm. Ne rugăm apoi să le dea o mașină, apoi ne rugăm să poată avea o casă. Păi mă, dar când gătăm, mă, ne rugăm să aibă mobil, apoi când gătăm, mă? Pe Dumnezeu când îl preamărim? Pe Dumnezeu când îl lăudăm? Pe Dumnezeu când stăm cu el de vorbă? Suntem așa de prinși de lumea asta. Dar astăzi, ascultați mesajul ăsta, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Amin. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Aleluia. Cum de la un capăt la altul i-a pus pe toți la punct? Păi nu există că tu ești inginer și tu ești medic, să bolnăvesc și medici și alții fug din spitale. Nu mai vor să stea acolo că le frică de moarte, vedeți? Măi, moartea asta nu-i grozavă. Cu asta toți suntem datori. Și dacă n-am murit până acum la 81 de ani, dar păi nu voi mai avea de trăit încă 81, vine moartea. Cu asta toți suntem datori. Dar bai că există o moarte eternă, o moarte veșnică. Și aia iadul. Mai bine împacă-te cu Dumnezeu azi. Până ești tare, până ai mușchi plini pe mâini, până nu ai așa, uită, pielea s-o gât ca un clopot, că s-o dus carnea. Măi, până nu te părăsesc poftele trupești, canalizează-le spre Domnul. Amin. Că așa zice în Eclesiastul. Adă-ți aminte de Dumnezeul tău până nu vin zilele alea rele, când nu mai găsești nicio plăcere în ele. Eu prin har găsesc mare plăcere în zilele astea. Slavă Domnului. Găsesc mare plăcere în zilele astea, am ocazia să vestesc pe Iisus. Glorie Domnului. Am ocazia să stau să citesc cum pot eu mai cu greu, dar să citesc. Aleluia. Am ocazia să ascult pe cei care vestesc curat adevărul. Glorie Domnului Iisus! Amin! Glorie Lui! Amin! Amin! Aleluia! Osana! Frați și surori scumpi în Domnul! Zicea cuvântul lui Dumnezeu, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu tău.
Am crezut, cine știe când o fi venirea? Dar uite-o că bate la ușe. Ăsta este un semn precis că Domnul e aproape. E un semn foarte precis că Domnul e aproape. Glorie Lui! Totdeauna după câte o strâmtoreală din asta, apoi urmează altele și altele. Cum a zis Iisus, ăsta e începutul durerii. Dar slăvit să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că pentru cei care cred în Hristos cu adevărat, nu știu, pe dumneavoastră care mă ascultați, dar pe mine mă umple o bucurie. Mărire Domnului! Pe mine mă umple o bucurie. Slavă Domnului! Nu că nu avem necazuri, nu că nu avem și noi ale noastre, dar pe deasupra tuturor, sămânța aia, sămânată de Iisus, trebuie să crească. Amin. Și Iisus e neprihănire, e pace și bucurie în Duhul Sfânt. Glorie Lui. Glorie Domnului. Amin. Glorie Domnului. Amin. Frați scumpi, trebuie să ne îndreptăm cu gândurile noastre cum nu ne-am îndreptat niciodată și să-L supunem pe Adam cu partea lui de câte cere el. Cum a zis Pavel, pe orice gând să-L facem rob, cui? Ascultării de Hristos. Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. E minunat așa, Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Mă opresc un pic și dacă se poate să cânte Sara o cântare, apoi continuăm despre sărbătoarea de azi. Amin, amin. Dacă poate să pregătească sora Persida și Sara, după câte am înțeles. Pace! Pace. Cuvântul cu voi sunt, deci nu vă temeți. Luminează calea acestei vieți. El prin oricare ne străbate așa. Mă bucură graiul, în veci nu te voi lăsa. Eu nu te-oi lăsa, eu nu te-oi lăsa. Așa mi-a promis El mie, în veci nu te voi lăsa. Floarea veștejește mirosul pierzând. Pot să treacă toate, dar Iisus nici când. Căci Mântuitorul veșnic e al meu și întotdeauna mă păstrează în harul său. Eu nu te-oi lăsa, eu nu te-oi lăsa. Așa mi-a promis El mie, în veci nu te voi lăsa. Când a mea cărare se va întuneca, El va grăi dulce, nu te-nfricoșa. Iar o
odată în ceruri, când îl voi vedea, plin de bucurie, cu el mereu voi cânta. Eu nu te-oi lăsa, eu nu te-oi lăsa, așa mi-a promis el mie, în veci nu te voi lăsa, eu nu te-oi lăsa, eu nu te-oi lăsa. Așa mi-a promis el mie, în veci nu te voi lăsa. Amin. Glorie Domnului! Acum, dacă îmi permiteți, îl rog pe fratele Oni, că el citește fără ochelari, să citească din Sfânta Evanghelia Sfântului Evanghelist Ioan, din capitolul 12, o temă care e pentru ziua de azi. Vom citi de la versetul 1 la versetul 11 din Ioan 12. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotianul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus i-a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo, nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Amin. Amin. Preamărit să fie Domnul. Amin. Întâmplarea aceasta cu Maria, cu vasul ei, s-a întâmplat în ziua întâi a săptămânii. Noi o numim la ora asta duminică. Bisericile, în schimb, au hotărât să pună așa numit intrarea în Ierusalim, fiindcă majoritatea popoarelor sărbătoresc duminica și n-a lăsat-o să fie pusă pe luni. Dar uitați-vă bine cum scrie primul verset citit din 12. Cu 6 zile înainte de Paște. Când se potrivea acele 6 zile? Dacă vedem în Evanghelia lui Luca, când ne vorbește despre cina Domnului, spune la început că sărbătoarea pâinii nedospite a azimilor, în care trebuie să fie jertfite Paștile, a sosit. Când a sosit? După asfințitul soarelui de joi seara, și Paștile urma să fie mâncate de altfel vineri seara. Dar Iisus le-a mâncat de dată ce a sosit ziua.
El n-a călcat legea nici cu asta, că era născut sub lege. Și atunci, dacă luăm vinerea și întoarcem înapoi, vom sosi duminică. Și apoi, dacă vreți să citiți intrarea în Ierusalim scrisă de Ioan, în versetul 12, a doua zi, deci lunea a fost intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus. Dar bisericile, fiindcă majoritatea țărilor europene și apoi din Europa venind în America, tot europeni fiind, ei au pus sărbătoarea asta duminica, ca să aibă toți oamenii timp de ea. În schimb, s-a întâmplat lunea când a intrat Iisus în Ierusalim. Acum, în prima zi, în ziua întâi, căci zilele noi le numărăm cu nume, dar până la unul din împărații Imperiului Romei, nu s-a știut de nume la zile. Dar ei știau și ei de 7 zile în săptămână. Și atunci a început și a pus lunea zeului lună, marța zeului martie, mercurea zeului mercur, joia zeului Jupiter, vinerea zeului Venus și sâmbăta zeului Saturn. Și a rămas ziua întâi, pe care au numit-o ziua Domnului, duminică. Dar ei de altfel o numesc ziua Soarelui în timpul lor. Creștinii au pus-o ca ziua Domnului. Și aceasta noi o păstrăm până azi, majoritatea popoarelor. Alții sărbătoresc vinerea. Multe popoare asiatice sărbătoresc sâmbăta. Noi sărbătorim duminica ca ziua Domnului. Dar interesant lucru este că în zi ca aceasta, Dumnezeu din cer a îngăduit să se facă una din cele mai minunate lucruri. Iede pe ea. Și anume, Iisus Hristos să stea la masă în Betania. În Betania, Iisus avea o familie prietenă. Familia asta prietenă avea femeie gazdă pe Marta și avea pe sora ei, pe Maria. Și avea pe fratele ei, pe Lazar. Nu știu câte întâlniri a avut Iisus cu ei, dar oricum, ne scrie Biblia în capitolul 11, că Domnul iubea pe Lazar. Erau prieteni buni. În fine, acum în Matei, ne spune că un fariseu cu numele Simeon l-a chemat
pe Iisus la o cină la ei. Și acolo Marta era ocupată cu multă treabă. Cine putea fi acest fariseu decât cumnatul lui Lazar? Fiindcă o întâlnim acolo pe Maria și cuvântul Domnului ne spune în capitolul 11 că Maria era aia care a uns pe Domnul cu mir. Vedeți cum se leagă. Interesant lucru, într-o zi ca aceasta, Domnul Iisus Hristos stă în casa acestui om, acestui mare fariseu, care nu putea să vadă un om păcătos. Totuși, de data aceasta, n-are ce să face, că Maria era cumnata lui, nu a putut o scoate afară. Dar, în schimb, ne spune în Deuteronom, în cântarea lui Moise, toți sfinții au stătut înaintea lui și au primit cuvinte din gura lui. Acum Marta aduce o vină la Maria că nu o ajută. În schimb, Maria era preocupată nu de lucrurile pământești, ea era preocupată de sufletul ei, încărcat cu păcat, încărcat cu câte toate. Și atunci ea dorea să afle salvarea Mântuitorului și a sufletului ei, adică să capete salvare de la Mântuitorul. De aceea pe ea nu a interesat că să arde rântașul la Marta și ea numai gata de tăiat zarzavaturile să le bage în ciorbă. Sau pe ea nu a interesat că asta face pireu și să arde carnea dincolo. Pe ea o interesa ce o arde pe ea în suflet. Și ea a venit înaintea Mântuitorului, nu așa bățoasă cum majoritatea surorilor noastre, apoi ele vin cu atâta, cum să spun, sumuțeală, unele mai smulg și sprâncenele, altele își boxesc buzele, altele undiile, altele iau haine indecente pe ele, ca să fie cumva, să prezinte o atracție. Dar toate astea sunt păcate curate. Toate astea sunt păcate curate. Știți că în America există până astăzi așa numit fârși penticostali? Care nicio femeie nu umblă în capul gol, nicio femeie nu umblă în pantaloni, nicio femeie nu poartă podoabe. Toate femeile sunt așa de decente. Mi-aduc aminte când a fost o mică zarvă și a trebuit să fie superintendentul de la Church of God și a asistat și s-a învinuit, bătrânii ăștia țin așa, bătrânii ăștia așa, bătrânii ăștia nu știu ce. Dar Tom, superintendentul ăsta, s-a sculat cu gânduri bune, n-a dat dreptate nici la ăla, nici la ăla, la nimeni. Numai a spus, fraților, eu sunt născut în Alabama și la noi, în biserica din Alabama, e o disciplină.
Eu mulțumesc lui Dumnezeu că sunt născut în biserica din Alabama. La noi în Alabama nicio femeie nu umblă în pantaloni, nici pe stradă, niciunde. La noi în Alabama nicio femeie nu umblă în capul gol, nici pe stradă și niciunde. La noi în Alabama femeile stau separat, bărbații stau separat. La noi în Alabama asta. Și când o gătat el de povestit povestea lui cu Alabama, tot câte unul din pârâși au plecat și apoi la urmă pleca și el, ce să facă? Vedeți, dragii mei, dar nu uitați, biserica din Alabama e o biserică cu oameni bogați, cum am zice noi, cu chiaburi. Este și în nord la Michigan o biserică de felul ăsta. Tot așa, s-au dus odată frați moldoveni, au luat un autobuz și s-au dus acolo. Au rămas tare mirați când au văzut ce se întâmplă, cum îs ei acolo. Fiindcă ei țin cum au primit. De aceea este scris în Sfântul Cuvânt, adă-ți aminte, dar cum ai primit și cum ai crezut? Ține și pocăiește-te! Că dacă te-ai codificat, iertați-mă, tu crezi că Iisus și-a schimbat ideile. De-aia te-ai codificat. Eu așa am umblat, cum mă vedeți, și am avut ocazie să stau la masă cu președintele țării și am prieteni, ambasada României și consulatul României, pe toți le-am dat din cărțile mele și ne-am întâlnit și au venit când i-am chemat la evangelizare și ne-am bucurat împreună. Dar eu nu m-am împopuțonat. Eu n-am pus cravată, eu nu mi-am pus pe mâini ceva, Doamne ferește! Eu așa am primit credința în tinereță și așa vreau să o păstrez dacă îmi dă Domnul încă 20 de ani de viață, tot așa să rămân. Că Iisus nu se schimbă. Iisus e același ieri, azi și în veci. Mărire Domnului. Glorie lui Iisus. Amin. Că nu vă transformați, măi. Maria a venit zmerită și a uns picioarele lui Iisus cu mirul ăla. În Evanghelia alaltă spune că a spart vasul, probabil era așa de pecetuit, că nu l-a putut desface și l-a spart. Iuda amintește de prețul mirului ăluia. Peste tot în Evanghelie când vorbește, spune că era un mir foarte scump. Dar Iuda acum spune că se putea vinde cu mai mult de 300 de lei, dinari, ce-o fi fost la ei atunci. Ei, dar ce însemna asta? Cât era asta? Asta era prețul unui muncitor pe un an de zile, fiindcă în pilda cu cei chemați ca să lucre la vie, de dimineață s-au tocmit cu un leu pe zi. Vedeți? Și dacă un leu pe zi la munca cea mai grea la vie, apoi celelalte munci mai ușoare erau mai puțin de un leu, sigur. Și acum, aici, mai mult de 300 de lei. Deci era prețul unui an de muncă. Ce ai tu de preț? Ce vas ai tu închis ce nu-l poți deschide? Ce ai tu acolo mai scump? Eu cred că aia e inima ta.
Și Iisus s-o cere, fiulei, dă-mi inima ta mie. Amin. Și ochii tăi să găsească plăcere, nu în televizor, mă, nu la pornografii, nu la lucruri scârnave și sporcate, care îți umple trupul de tot felul de necurății și îți mânjește gândul, deși când te rogi, numai din alea îți vine în cap. Nu, mă, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere, nu numai să se uite, să fie dornic să se uite, să aibă o plăcere să se uite în legea Domnului, în căile Domnului. Cum am zis mai înainte, dacă îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Nu mai roșești la obraz. Nu? Dragul meu, frate și soră, care mă ascultați, fiți foarte atenți. Avem și noi un vas și în vasul ăsta trebuie să fie cei mai de preț, dorul după Iisus. Măcar dacă n-ajungem să punem pe capul lui Iisus ca o mireasmă, măcar picioarele să îi le stropim, dar cu cele mai ștergem. Că n-avem la îndemână ștergar. I-a avut la îndemână un păr bogat și așa era de lunguț că a putut să șteargă picioarele lui Iisus. Dar picioarele lui Iisus era pline de praf, cum el umbla pe atunci și azi în părțile acelea, numai un pic de bate vântul, numai praf. Și e, când stropea cu lacrimi și ungea cu ulei, să făcea o tină pe picioare și e cu podoaba ei ștergea picioarele lui Iisus. Ai și tu ocazia, iubit ascultător și iubită ascultătoare, ai și tu ocazia, deschide-ți astăzi inima pentru Iisus, predă-o lui Iisus, nu numai pe o zi, tot anul, munca de un an era acolo, tot anul, ziua și noaptea, gândește-te la Iisus. Ferice de omul care cugetă zi și noapte la legea Domnului, mărească-se numele Domnului. Amin. Glorie deci lui. Zi și noapte să cugeți la legea Domnului. Scumpii mei frați, Lazar, cel înviat, era unul care stătea la masă cu Iisus. Și Domnul ne cheamă, cum zicea și în psalm, mâncați și vă săturați, și cei mari vor mânca și se vor sătura. Să mâncăm din cuvânt, să mâncăm din Iisus. Că Iisus e cuvântul lui Dumnezeu. El nu mai este un trup fizic pe pământ, dar El este un trup la dreapta măririi. Și El are o ținută obligatorie. Nici acolo la dreapta măririi, când a luat un trup nou de slavă, El nu și-a schimbat ținuta. El a venit la ucenici și le-a arătat cu ce trup se duce El la Tatăl. Cu un trup în a cărui palme era bătute cuie, în a căror picioare au fost urmele cuielor, în a cărui coastă era urma suliței. Păi El cu un trup duhovnicesc trebuia să-l facă tot în slavă, să nu se mai vadă ciopățâ pe pământ și așa să se ducă. Dar El nu a vrut să schimbe ținuta,
Tu de ce schimbi ținuta? El n-a vrut să se schimbe și acolo să fie așa cum să nu-l mai cunoască nimeni. Nu. Mi-aduc aminte de un tânăr care era născut prin Bistrița, dar a ajuns prin Bacău și după aia a ajuns prin Apus. Și s-a dedat la tot felul de lucruri rele. N-a mai știut el de Dumnezeu. Dar într-una din nopți visează un vis în care Iisus îl întâlnește și îl cheamă să părăsească păcatul și lumea și cu mâinile lui îl mângâie și el se uită că mâinile lui aveau semnul cuielor acolo și strălucea haine și tot. El nu și-a schimbat ținuta. Dragul meu, fii atent la cuvântul Domnului. Nu că fratele el a zis așa, nu că nevasta nu știu cărui preot, popă, pastor, umblă nu știu cum. Tu ai un suflet al tău, tu ai vasul tău, cu ăla trebuie să te prezenți la Iisus. Când va veni judecata, spuneam odată într-o adunare mare care nu făcea spălarea picioarelor, dar eu n-am știut, am vorbit fără să-mi dau seama. Măi, fraților, când citiți ceva, apoi faceți cum e scris. Dacă nu știi să o tâlcui, dacă nu știi să înfrumusețezi textul acela, fă-l așa cum e scris. Și am dat un exemplu. La judecată, când sosești, dacă te va întreba Domnul Iisus Hristos, de ce n-ai făcut spălarea picioarelor? Apoi vei zice, așa au zis pastorul nostru, că nu trebuie făcută. Vei scăpa de pedeapsă. Nu poți să scapi. Dar dacă te va întreba, mă, tu de ce ai făcut spălarea? Apoi tu vei zice, așa ai zis tu, să fac spălarea picioarelor. Atunci te mai judecă? Păi nu te mai judecă. Împliniți cuvântul cum îl citiți. Amin. Mărească-se numele Glorie Domnului. Domnului. Ori femeie, ori bărbat, ori cine-i fi. Ce-i minunat să ai o ținută decentă. Ce-i minunat să ai o vorbă plină de har, cu minte. Ce-i minunat să ai un trup neîntinat. Să ai un suflet spălat cu sângele lui Iisus, care spală orice păcat, cât îi fi de păcătos sau de păcătoasă, vine azi la Iisus. El, care a iertat pe Maria, cum i-a zis la Simon, Simonei, am să spun o pildă. Hai ce l-a pus pe gânduri pe bietul fariseu. Învățați ăștia, pun câte ceva de nu știi ce să le răspund. Dar Domnul Iisus spune simplu. Era unul care dădea bani cu camătă și i-a dat la unul 500 și la altul i-a dat 50. Când o vine ziua să plătească, niciunul nu avea cu ce plăti. Și el i-a iertat pe amândoi, Simonei. Care din ăștia doi crezi tu că îl va iubi mai mult pe datornicul ăla care i-a iertat? Stă Simon, mai nu se poate altfel decât așa. Cred că ăla la care i-a iertat mai mult. N-o vezi tu femeia asta? La ea i s-a iertat mult și de aceea mult iubește. Dar la tine care nu poți spune ce ți s-a iertat. Că tu dădeai zăciuială și din izmă și din chimin, tu te rugai la toate colțurile străzi, tu citeai cuvântul în ziua toată și când aveai un pic timp, citeai cuvântul, tu trăiai într-o neprihănire în care te-ai încrezut.
dar asta n-a avut în ce să-mi crede. Asta a venit la mine ca să o iert. De aceea, femeie, păcatele tale care sunt multe, sunt iertate. Mărit să fie Domnul. Glorie Domnului. Și apoi vă spun, oriunde se va citi Evanghelia asta, se va propovădui Evanghelia asta, se va spune și ce a făcut femeia asta. Și eu am gândit de bine să vă spun ce a făcut femeia asta, că-i porunca lui Iisus, glorie lui. Și el a poruncit să vorbim despre evenimentul ăsta. El s-a întâmplat în prima zi a săptămânii, intrarea în Ierusalim, ne scrie Biblia, în a doua zi, lunea. Dar numai oamenii o sărbătoresc pentru că să aibă timp de ea, să nu mai strici o zi de lucru. În fine, oricum, avem ceva în comun. Toți predicatori și nepredicatori, cântăreți și necântăreți, proroci și neproroci, cu toți avem un statut de om. Și omul se cunoaște prin aceasta că-i păcătos, că-i cu greșuri. Dacă n-am avea greșuri și păcate, am fi îngeri. Dar așa suntem numai ce, oameni. În Isaia ne spune că toate faptele noastre cele bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui. Dar întrebarea înaintea acestui verset zice: vom putea să fim iertați sau vom suferi veșnic, adică o mare iad? Nu, continuă tot prin Isaia, că Domnul, când a venit în lumea asta, ne-a dat harul și ne-a îmbrăcat cu mantaua mântuirii. Aia nu-i haină mânjită, aia e o haină sfântă. Când a venit El în lumea asta, ne-a împodobit ca pe o mire și ca pe o mireasă cu sculele ei. Pe ce scule avem noi? Noi avem harisma, noi avem sculele date de Duhul Sfânt. Unul cântă, altul cântă în alte limbi, altul prorocește, altul are vedenii, altul însoțit cu vindecarea, altul însoțit cu minuni, altul însoțit să facă semne, altul însoțit să predice. Glorie Domnului! Amin, mărire lui! Ne-a îmbrăcat cu sculele astea minunate. Bă, nu le târfoliți, măi! Măi! Nu le târfoliți! Ascultați de ce zice Biblia! Nu vă bazați că eu-s proroc sau-s prorociță, că prorocia pe tine nu te mântuie. Și dacă înviezi un mort și tu nu te poți stăpâni de la unele lucruri, darul ăsta de vindecare nu te mântuie. Dumnezeu a dat darurile nu pentru tine, în vederea zidirii sufletești a bisericii. Am mai văzut și din astea că își prorocea lor înșiși. Nu vândem la așa ceva. Darurile nu sunt pentru tine. Dacă Domnul îți dă vedenie pentru tine sau un vis pentru tine, aia merge. Dragii mei, pentru fiecare din noi, cum era proverbul bătrânesc, de la vlădică până la opincă, toți avem un singur statut de om. Toți avem un singur statut de om păcătos. Toți avem o singură posibilitate să ne încredem în Iisus
Amin. Toți avem un singur har, să fim iertați în jertfa de pe Calvar. Glorie Domnului. Toți avem parte de Hristos, câți ne-am botezat în Hristos, ne-am îmbrăcat în Hristos. Ce minunăție! Acum asta trebuie să continue, scumpii mei frați în Domnul Iisus. Să nu vă lăsați păcăliți și înșelați. Vedeți? Boala asta, microbul ăsta, îi un semn de alarmă. Vine Iisus! Glorie Domnului! Când vezi frământându-se oamenii mari, guvernatorii, când vezi frământându-se miliardarii, că știe că dacă încape virusul ăsta în plămânul lui, miliardele nu-l mai ajută. Atunci pățaște ca regina I a Angliei, Elisabeta I, pe la anul 1600 și ceva. Când i-a venit moartea, a lăsat un apel. Dacă cineva poate să-mi dea un ceas de viață, să-mi lungească viața cu un ceas, îi dau un regat. Dar tot povestind, a trecut și ceasul și a murit și nici ea n-a avut regate, nici nu a mai putut da la alții. Că a rămas la alții. E în viața ei a fost și un pic de păgână. La un moment dat în viața ei a dat un ordin să nu se mai împărtășească nimeni. Cine se împărtășește trebuie să fie amendat cu nu știu exact cifra, am uitat-o. Dar știu, în dolari americani era 11.500. Un mare om cu mulți bani, el a căutat în toată duminica să se împărtășească și în toată duminica l-a amendat. Până când a cheltuit toată averea, pentru că se împărtășea cu regularitate, atunci a dat ordin să plătească. El n-a mai avut nimic cu ce plăti. L-a torturat și a murit însânjerat. Este primul și poate ultimul martir a cinii Domnului, că el n-a vrut să se supună la ordinul reginei. Acum e, vedea că mere la ce-a făcut și ar fi vrut să mai aibă un timp să mai repare, dar să știi că nu poți face nimic. Când te apucă o boală aspră, nu te mai poți nici ruga. Când te apucă o boală aspră, nu mai poți nici cânta. Când moartea îți bate la ușa ta, tu atunci ești nimic. Astăzi, până ești tare, astăzi, până poți vorbi, astăzi, până poți alerga, astăzi, până îți poți îmbrățișa nevasta, copilașii, rudele, astăzi, până poți și tu să faci ceva, fă lucru cel mai interesant. Predă-ți viața lui Iisus. Amin. Predă-te astăzi lui Iisus. Amin. Și începe de azi o viață nouă. Și Iisus te ia de mână, te călăuzește cu sfatul lui, până ce ajungi în împărăție. Domnul să ne ajute pe toți care ați ascultat. Amin. 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 Slăviți să fie Domnul! Amin!